O sea, no me está mi tabulete, sí, no me que se ha hecho, Carmen, te am invitat ca să ne ajuți în a promova un eveniment pe care, extraordinar, care o să-l ținem în luni, după masa la ora 6 la Biblioteca Centrală Octavian Gogă, unde trei medici renomiți vor vorbi despre cauzele psihoemoționale ale bolilor, unde este un eveniment de informare gratuită, de un real interes în societate care, ce să spun, nu prea sunt informat. Societatea noastră nu este informată în acest domeniu. Și noi vom face o investiție, pentru că de recent am luat hotărâre să pornim o campanie de sănătate, să ajungem cât mai aproape la oameni, să informăm aceste cauze psihoemoționale sunt bazele unor boli și dacă se poate lucra acolo, bolile se pot rezolva mult mai ușor. Și cu ce vine și Centrul Healthy Life în ajutorul oamenilor? Centrul Healthy Life vine cu un program întreg de multe oferte. Este o biorezonanță, da. Un aparat extraordinar prin care se găsește, se ajunge în organ până la celulă și află informația de celulă unde este un deranj de ordin medical și riscul de a se îmbolnăvi omul. Se poate trata cu același aparat de biorezonanță sau se poate indica o terapie naturală, obișnuită, care nu, e puțin agresivă, pe totuși recomandă cu biorezonanța. Dar mai sunt... Care nu este agresivă. Care nu este agresivă. Ce mai avem noi? Noi mai avem detoxifiere, aparate de detoxifiere cu apă. Noi se poate toxinele din corp prin talpa piciorului. Prin talpa piciorului. Se colorează apa prin cele toxinele care se elimină din corp. Deci sunt două alternative. Și avem și reflexoterapia, care e mai un procedeu mai fizic, prin distrugerea toxinelor și reintegrarea lor în limfă.